cea mai importantă sărbătoare musulmană din an, respectată indiferent de sectă, de întreaga comunitate islamică, este Ramadanul sau luna de post. Ramadanul este unul dintre cei cinci stâlpi ai islamului. Alături de shahada, mărturisirea credinței, salah, rugăciunea făcută de 5 ori pe zi, hajj, pelerinajul la Mecca, pe care fiecare musulman trebuie să-l facă măcar o dată în viață, și zakat, valoarea anuală pe care fiecare musulman cu posibilități o va da celor nevoiași. Credincioșii musulmani consideră Ramadanul o nouă lună a calendarului, care durează 29 sau 30 de zile și este o lună de post. Este considerată luna pocăinței și a sacrificiului, iar punctul ei focal este sărbătoarea timpului în care profetul Mahomed a primit revelația coranică. Sărbătoarea este celebrată cu luna în care Allah i-a revelat profetului Mahomed primele versete din Coran. Laylat al-Dadr, sau noaptea puterii, este considerată a fi data efectivă în care Coranul a fost dat profetului și, de obicei, se include în ultimele 10 zile ale sărbătorii. Pentru islamiști, postul este un mijloc de purificare, un exercițiu de autocontrol, dar și o dovadă de credință. În timpul Ramadanului, adică aproximativ 30 de zile, musulmanii adulți postesc abținându-se de la hrană, băutură și relații sexuale, de la răsăritul soarelui până la apus. La apusul soarelui, după rugăciunea maghrib, musulmanii întrerup postul și iau masa numită iftar, împreună cu familia și prietenii. Iftarul presupune azi mese copioase cu sișa și cafea. Însă în trecut, masa de iftar era formată doar din curmale și apă. În limba arabă, cuvântul pentru post este saum, care înseamnă a se abține și este folosit atât cu referire la alimente, cât și cu referire la acțiuni nocive, la gânduri și cuvinte rele. Postul marchează în mod deosebit interdicții valabile tot anul. În timpul Ramadanului nu se minte, nu se jignește și nu se blesteamă. Pe parcursul lunii de post, credincioșii musulmani sunt sfătuiți să își reevalueze viețile în lumina religiei islamice, să se împace cu cei care i-au supărat, să întărească legăturile de familie și relațiile cu prietenii și să scape de obiceiurile rele. În timpul Ramadanului, credincioșii trebuie să se abțină de la mâncare, băutură și alte plăceri, din zori până la amurg, cum spuneam. Eliminarea confortului cotidian are ca scop creșterea concentrării minții asupra rugăciunii, spiritualității, a actelor de caritate și vizează totodată purificarea corpului și a minții. În timpul Ramadanului, credincioșii musulmani trebuie să respecte interdicții privind și alte elemente în afară de hrană. Ei nu au voie să folosească, de exemplu, picături pentru ochi, să se certe, să asculte muzică și nici să întrețină relații sexuale. O interdicție controversată este aceea plasată asupra înghițirii salivei. Cei care respectă interdicția scuipă adesea în timpul postului pentru a nu-și potoli setea nici măcar cu propria salivă. Criticii acestei practici spun că ea e lipsită de bază doctrinară și că este un obicei care se opune spiritului Coranului, ce nu dorește să impună postul ca o formă de tortură. Există anumite categorii de credincioși musulmani care pot beneficia de o amânare sau de o scutire a respectării postului. Între acestea se numără persoanele bolnave, femeile la menstruație, femeile însărcinate sau cele care alăptează, copiii mici,
călătorii atunci când parcurg distanțe mari sau oricine hrănește 50 de săraci în fiecare zi a postului. Copiii nu sunt obligați să postească până când ajung la pubertate, cu toate că mulți aleg să respecte de mici cel puțin o parte a postului ca să se obișnuiască. Alternativa hrănirii săracilor a adoptat-o un canotor profesionist. Moe Zbihi este primul canotor musulman care joacă în echipa olimpică de canotaj a Marii Britanii. El și-a dorit să participe la competiția extrem de însemnată pentru cariera lui, fără să renunțe totodată la convingerile sale religioase. Tânărul este doar unul dintre cei aproximativ 3.000 de sportivi musulmani care încearcă să țină Ramadanul în timpul Jocurilor Olimpice. Ultimele 10 nopți ale postului au o semnificație aparte. Una dintre acestea, Lailat al-Qadr, fiind cea în care musulmanii cred că primele versete din Coran i-au fost revelate profetului Mahomed de către îngerul Jibrael, Gabriel. Ramadanul se încheie cu Eid al-Fitr, una dintre cele mai importante sărbători islamice, care durează 3 zile și simbolizează purificarea de după încheierea postului. În timp ce majoritatea non-musulmanilor asociază Ramadanul exclusiv cu postul, această sărbătoare integrează de asemenea și generozitatea. Musulmanii se obligă să facă milostenie în mod regulat, sub forma zakatului, unul din cei 5 stâlpi a islamului, sau sadaka, donația voluntară. În timpul Ramadanului, răsplata divină pentru cei care fac acte de caritate este considerată a fi mai mare. În consecință, mulți musulmani oferă mai mult în timpul acestei luni. Sfârșitul Ramadanului este marcat de un festival semnificativ care încheie postul. Sărbătoarea începe de îndată ce luna nouă poate fi văzută în cer. Musulmanii sărbătoresc îmbrăcându-se cu cele mai bune haine, participând la procesiuni mari, oferind cadouri, petrecând timp cu familia și având o masă mare în timpul zilei. Musulmanii trebuie să contribuie de asemenea cu o anumită sumă de caritate, astfel încât cei săraci să poată sărbători de asemenea sfârșitul postului. Zahma. Oh, we can't look at that.